Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Târzie puțin, atât cât să-i dea o șansă lui Vorobiovas. Dar tot la Roma, mingea scoasă în spate, Jaja, șutul este deviat și mingea se duce în poartă. Botoșanul deschide scorul. Fazei în câteva secunde. Cred că a fost o minge deviată de Erico. Da, Erico Benga pe direcția balonului. Greu de spus unde se ducea mingea, nu că ar mai conta. Victimă sigură portarul Iacob, da, din Erico. Mingea se duce în poartă. Jaja, executat de jucătorul olandez. Lume multă în careul Botoșanului. Mingea părea să se ducă într-o poartă în care nu mai era, sau cel puțin în acea zonă. Acțiune a rădenilor. Prima dată când trimit mingea spre poartă, Cardozo a fost lovitura de cap a lui Benga. Nu știu dacă mai ajungea portarul Pap. Ba da, era acolo. Cardozo. Am rămas în Liga 1 cu 6 echipe care n-au schimbat antrenorul. Ce eroare aici a portarului Iacob. Ocazie mare de care caută să profite Papa. Se duce undeva în lateral, cu siguranță faptul că mingea i-a venit de la portarul Iacob. Așa ceva Iacob. A atins Niculescu mingea, dar cred că putem număra asta pe degetele unei singure mâini. Nu, puțin. Nici vorbă de Hens, bucă, dar vom avea din sezonul viitor. Respinge greșit Cheroni. Apropo de Niculescu, el dă această pasă, se împiede. Formit. Jaja câștigă. Mr. Covano, mai lat. Prima acțiune, prima. Continuă și face bine arbitrul că lasă jocul să continue. Iată unde este Jaja, în propriul careu. Ubing. Bună pasa, acolo este Cardozo cu stângul. Nu știu dacă Fanion l-a rămas jos, dar Cardozo dintr-o variantă asta complicată, nici vorbă de offside, cu stângul de acolo. Se pune bine. Avea timp, cred că, și spațiu ca să...